Bună seara și bine ați venit la Dezbatem în 3. Sunteți la prima emisiune online în care dumneavoastră, cetățenii, puteți intra într-un dialog direct cu primarul localității, ca să zic așa. Alături de mine se află, ca de obicei, domnul primar al sectorului 3, domnul Robert Negoiță. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Bună seara tuturor și vă mulțumim încă o dată tuturor celor care sunteți alături de noi și în această seară, la această dezbatere. Singură, de altfel, din ce știu eu, și nu este decât o normalitate, este regretabil că nu facem această dezbatere chiar mai des, dar ne propunem să o facem din ce în ce mai des, pentru că e nevoie să comunicăm, e nevoie să ascultăm mai ales și să încercăm să răspundem cât mai multora din preocupările, opiniile sau sesizările noastre. După cum v-am propus pe pagina primăriei de Facebook, dezbaterea din această seară va avea ca temă principală reabilitarea termică. Și aș vrea, domnule primar, în primul rând, aș vrea să ne spuneți unde se află sectorul 3 din punctul acesta de vedere al acestui proces de reabilitare termică și ce noutăți are primăria pentru cei care își doresc încă reabilitarea termică sau doresc să beneficieze aceste lucrări în această perioadă. Din fericire, chiar dacă cu mare întârziere, foarte mare întârziere, dar din fericire au fost pus în dezbaterea publică ghidul pentru PNRR, secțiunea reabilitare termică. Sperăm să fie îmbunătățit în această perioadă, astfel încât să atragem cât mai multe fonduri europene și să reabilităm cât mai multe blocuri. Și aici nu mă refer doar la sectorul 3, ci mă refer la București și la România. Este un demers absolut necesar, este un demers corect să reabilităm termic blocurile. Cu atât mai mult cu cât, iată cum a luat-o razna prețul la energie în general. Așa că am avut o întâlnire la Sala Gloria cu toți cei care au fost interesați, s-au umplut Sala Gloria, cu președinți, cu administratori din acele blocuri care nu sunt reabilitate. Cele mai multe blocuri din sectorul 3, așa cum se vede și în imagine și cei care locuiesc în sectorul 3 știm cu toții chestiunea asta, s-au reabilitat deja, dar încă mai avem de reabilitat și e normal ca acest demers să continue. În consecință, ce avem de făcut? În primul rând, că ghidul este în dezbatere publică, deci nu este o variantă finală. El încă nu este aprobat de guvern, el încă nu este funcțional. Adică nu putem aplica, nu putem depune proiecte. Dar este foarte important că atunci când va fi funcțional, noi să ne mișcăm rapid și să depunem documentații. Ce avem de făcut este să ne organizăm fiecare asociație de proprietari să se organizeze astfel că atunci când ghidul va rămâne final, varianta finală și funcțională, să depunem dosarele cât mai repede posibil. Mai ales că partea bună este aceea că se fac și multe alte lucrări suplimentare deja prin ghid, și anume panouri fotovoltaice sau panouri solare, se refac lifturile, iluminatul din zonele comune, și așa mai departe. În același timp, e nevoie de luat semnături și mă bazez foarte mult că, așa cum am făcut și în trecut, vom face un parteneriat cu asociațiile de proprietari și vom reuși să depunem cât mai multe proiecte și cât mai repede. Și, da, îmi doresc și ne dorim să finalizăm cât mai rapid acest proces, acest demers de reabilitare termică a tuturor blocurilor care sunt în acest program, adică locatarii, proprietarii își doresc să fie reabilitat termic blocul în care locuiesc. Primar, au venit și primele întrebări, chiar și pe această temă a reabilitării termice. Andrei vă întreabă dacă pe administratorul din strada Zemeș, numărul 3, bloc M29A, nu-l interesează de bloc. Ce se întâmplă? Rămâne nereabilitat, este singurul bloc nereabilitat din zonă. Sunt situații, nu puține, că nu întâmplător au rămas nereabilitate blocurile, care, cele puține care au mai rămas nereabilitate,
Nu trebuie generalizat, dar în multe situații este vina asociației de proprietari, adică a celor care conduc asociația de proprietari. Ce este de făcut? Trebuie schimbat președintele și administratorul. Deci trebuie să avem persoane care se implică, adică un președinte și un administrator implicat și care își dorește să se întâmple reabilitarea termică. Să își facă partea care este absolut necesară, adică partea asociației de proprietari. Dar asta doar cei din asociație o pot face, nu se poate implica primăria. Președinții de asociație, comitetul, ei sunt aleși de către asociația de proprietari, de către adunarea generală. Dumneavoastră sunteți cei care alegeți, dumneavoastră sunteți cei care dați jos, care îi schimbați. Nu, noi primăria nu avem atribuții pe partea asta. Simona Alexandra Milea spune, blocul din Adrian Cârstea, numărul 13, numărul, bloc 37, nu este reabilitat, deși s-au depus actele în anii trecuți și s-au reabilitat și toate blocurile de jur împrejur. Avem aproximativ 500 de blocuri cu documentație la primărie și nereabilitate. Nu se puteau face toate odată. E adevărat că se puteau face mai multe, dar din cauza asociațiilor care n-au depus la timp, s-au pierdut niște zeci de milioane de euro. Să nu intrăm în foarte multe detalii. Repet, avem nevoie ca asociațiile de proprietari să se implice și să rezolvăm rapid dosarele pentru reabilitarea termică. Iar asta vom ști cel mai probabil undeva la jumătatea lunii martie, când să sperăm că ghidul va fi aprobat și va fi funcțional. Adelina Blaj întreabă dacă se poate reabilita blocul dacă proprietarii nu acceptă să se lucreze și în interiorul apartamentelor. Da, răspunsul este da. Trebuie să găsim soluții. Nu trebuie să... Deci asta este partea foarte bună a acestui ghid, care iată a ieșit într-o formă îmbunătățită față de ce știam noi inițial, față de varianta care circula prin minister și de care știam în mod evident. Nu e nevoie de semnături 100%, nu e nevoie de intervenție 100%. Noi trebuie să ne asigurăm că îmbunătățim eficiența energetică, scădem consumul de energie cu 50% minim. Linda întreabă, de ce blocurile care au documentația depusă de ani de zile și nu au fost reabilitate trebuie să depună un nou dosar? De ce nu se iau în ordinea în care au fost depuse și reabilitate? Blocul nostru așteaptă de ani de zile și că nu au mai fost fonduri. Iată, nu au mai fost fonduri. Pentru că este una să ai dosarul la primărie și să fii admis în programul de reabilitare termică. Este una și vreau să vă asigur că toate blocurile care au dosarul depus la primărie sunt incluse în programul de reabilitare termică. Dacă, tocmai datorită faptului că au fost incluse în programul de reabilitare termică, toate blocurile care sunt în program au proiect, audit și expertiză. Dacă n-ar fi în programul de reabilitare, n-am putea să facem aceste demersuri. De ce să cheltuim cu un bloc care nu este în programul de reabilitare termică? Dar nu este, este absolut necesar, dar nu suficient. Una este să fim program, prima este de acord să introducă toate blocurile și alta este să ai și finanțare. Deci demersul de care vorbesc este un demers pentru dosarul de finanțare, finanțare din PNRR. Ca să fie treaba clară, noi suntem o primărie relativ săracă, avem bani puțini. Cred că buget pe cap de locuitor suntem undeva pe penultimul loc din București. Pe penultimul loc din București. Nu suntem un sector bogat cum e sectorul 1, de altfel, care are mai mult decât dublu bugetul pe cap de locuitor față de sectorul 3. Și de aceea suntem foarte dependenți de finanțarea din afara bugetului local, cum ar fi finanțare europeană în primul rând, dar și finanțare guvernamentală. Există PNDL, de unde atunci când au existat posibilitatea, am solicitat și am depus proiecte și acolo pentru a finanța cât mai mult. Schimbăm un pic tema. Tom întreabă, spune că pe bulevardul Nicolae Grigorescu, aproape de pod, aproximativ vis-a-vis de numerele 129-135, au fost niște locuri de parcare extrem de utile, care ulterior s-au desființat, în teorie, pentru lărgirea trotuarului, oricum foarte puțin circulat în zonă. Ce se va întâmpla acolo?
Știu că situația de acolo nu este pentru lărgire, ci este din cauza incompetenței primăriei generale, care au în administrare acest bulevard și care nu erau în stare să facă trotuarele. Vă amintiți că am stat mulți ani cu noroi și oamenii n-aveau pe unde circula și noi am găsit o variantă corectă, să ducem trotuarul lângă gard și să dăm și niște locuri de parcare, nu puține, care sunt absolut necesare, că știți bine cât de folosită era acea parcare. Dar din cauza faptului că primăria generală nu este în stare să gestioneze corect o astfel de speță, au venit și au făcut trotuar lângă trotuar. Pe motivul că dânsii așa îl au un proiect. Ceea ce este absolut eronat, pentru că orice proiect poate fi îmbunătățit. Orice proiect. Nu există, din cunoștința mea, nu există niciun proiect care să se finalizeze în forma în care a început. Pentru că pe timpul lucrărilor îți dai seama că ori e o greșeală de proiectare, ori că îți vine o idee mai bună și atunci îl îmbunătățești pe perioada execuției. Da, este din cauza incompetenței, ticăloșia primăriei generale sau ambele, da, din cauza dumnealor, care se și vede cât se poate declar, au venit și au făcut un alt trotuar lângă trotuarul care există și trotuarul făcut de noi, încă acolo. Am făcut demersuri, toate demersurile necesare, să-i oprim, să-i convingem că este incorrect ce fac. Rezultatul este cel pe care îl vedem astăzi, și anume că au făcut trotuar lângă trotuar, blocând o parcare atât de necesară. Bogdan Manta, domnule primar, după ce ați reabilitat majoritatea blocurilor din sector, au început să reapară tot felul de grilaje, sârme pentru uscarufe, etc. Remarcă cumva aspectul. Că nu are nicio întrebare, dar cred că asta e. Da, da. Da, și eu locuiesc într-un apartament, nu îmi scot lenjeria la uscat. Nu. Nici prosoape, nici nimic. Nu, de aceea există și se găsesc în comerț niște uscătoare cu sârme care se pun lângă geam, în interior, unde bate soarele, unde se aerisește și nu dau un aspect urât în exterior. Dar ce să vă zic, că tocmai am făcut niște poze acum ceva timp în care în Barcelona, în centru orașului, oraș cu mare pretenții Barcelona, câte lenjerii, inclusiv intime, am văzut eu la geam. Deci nu e o chestiune neapărat românească și nu spun asta pentru a încuraja că e normal, ci că mai avem mult până să ajungem la nivel de, cum să spun eu, de mentalitate, astfel încât să respectăm aparențele. Așa. Imaginea, să zic așa. Bun. Mai avem o întrebare. Nu văd aici cine este cel care adresează. Spune că vor să aibă prioritate blocurile rămase nereabilitate, care fac parte din construcții reabilitate deja și mai ales cu vedere la bulevard. Mihai Bravu, de exemplu, 438, locul V13. Prioritatea o stabiliți dumneavoastră. Principiul pe care îl avem noi este nu de bulevard, nu de cei în jur sau alte criterii. Primul venit, primul servit. În consecință depinde doar de dumneavoastră pe ce loc vă veți găsi când vom depune dosarele. Repet, depinde doar de dumneavoastră. Gabi Tofan întreabă, spune că pe Brățării era urgent un sens giratoriu sau trotuare? Că de ani buni nicio schimbare. Pe? Brățării. Ce era? Întreba dacă era o urgență un sens giratoriu sau trotuarele de acolo. Pe Brățării sunt trotuare făcute deja. Bine, cred că se referă la giratoriu ăla, că nu s-a făcut sau eu știu la ce. Păi și unde se face giratoriu acum sunt trotuare. Da, era absolut necesar giratoriu acolo și sunt necesare giratorii. O să facem în perioada următoare, cred că avem vreo 7 sau 8 astfel de lucrări din sectorul 3. Pentru că a crescut traficul foarte mult pe Brățării și mă bucură acest aspect. Iată, ce ne-am făcut dacă nu era deschis Brățării așa cum este astăzi și foarte funcțional, unde a atras foarte mult trafic și datorită traficului este mare nevoie să avem aceste reglementări, aceste sens giratorii sau aceste construcții
care ne ajută să circulăm în siguranță. Bogdan Stroie vă roagă să reabilităm strada, intersecția, pardon, dintre strada Victor Brauner și drumul Gura Crivățului, exact unde este calea ferată. Să reabilităm? Ce anume să reabilităm? Da, o intersecție între Brauner și lucrare. Crivățul. Da, 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 este o lucrare acolo, electrica, cred că trage niște cabluri și noi avem contract de refacere, dar încă dânsii n-au terminat lucrarea, încă mai lucrează acolo și noi nu putem finaliza, adică nu putem repara, reface, să capete forma inițială până când înșii nu ne notifică faptul că au finalizat lucrarea. Știu că e de câteva luni, arată groaznic, dar încă îi așteptăm pe cei de la utilități să-și termine lucrarea. Claudiu Albăstroiu, am trimis pozele cu bărbatul accidentat zilele trecute din zona Palladium Residence 1 în fața magazinului Simplu și cerem o trecere pentru pietoni și limitatoare de viteză pe strada respectivă, cât și pe strada Victor Brauner. Nu zice strada, e un magazin, că e complex rezidențial și cerem o trecere de pietoni și limitatoare de viteză pe strada respectivă, cea probabil care trece prin fața complexului, cât și pe strada Victor Brauner. Deci, trecerea de pietoni, ne notăm, o să facem demersurile necesare. Cei care aprobă aceste trecere de pietoni sunt totuși cei de la Comisia de Circulație. Adică Comisia de Circulație poate să aprobe. Nu putem să marcăm o trecere de pieton dacă ea nu este aprobată pentru că este infracțiune. Dar vom face aceste demersuri. Colegii au notat chestiunea asta și vom porni aceste demersuri. Chiar dacă nu e o chestiune care să fie de pe zi pe alta, într-adevăr e nevoie de o trecere de pietoni acolo, dar nu știu, nu în dreptul magazinului, deci nu în dreptul magazinului ca să fie treaba clară, ci în dreptul acelei poteci, care, acea alee, că nu-i potecă, e o alee care duce către metrou. Acolo trebuie să punem o trecere de pietoni. Floarea Popovici, de la primărie, pe Mihai Bravu, spre Calea Vitan, mergeți pe jos la pas și spuneți dacă vă plac parcurile de pe partea dreaptă, nu cele de copii, fără verdeață, fără protecție, fără multe. Vă veți convinge singur. Parcurile. Arăta din perspectiva vegetației foarte bine din cauza sau datorită faptului că sunt în pădure, adică am plantat atât de mulți copaci încât acolo jos nu prea mai ajunge lumină, aproape deloc. Și unde nu este lumină, nu crește pentru că nu se face fotosinteza. Da, deci și dumneavoastră dacă mergeți într-o pădure, o să vedeți că în pădure nu crește nimic. Acolo unde e pădure deasă, nu crește nimic jos. Pentru că nu e lumină. Ionuț Vasile întreabă dacă se pot cumpăra plante din sera. Din sera noastră? Teoretic, da. Practic, tot ce producem și producem mult, ne dorim să producem și mai mult, dar pentru moment tot ce producem este pentru uz intern, adică îl folosim noi în oraș. Ne facem în partea domeniul public din sectorul 3. Chiar dacă producem mult, de pildă, acum avem peste 100.000 de lavandă, de plante lavanda, care miroase foarte bine, dar avem atât de multe locuri unde vrem să punem lavandă încât nu o să ne ajungă cele peste 100.000 de plante lavanda. De asemenea, tot ce creștem noi, platan, arțar, metasecoia și alte tipuri de plante, le folosim noi direct. Adică ne propunem și permanent îmbunătățim, producem mai mult pentru că avem nevoi mari. De exemplu, begonii am produs mai mult decât era necesar pentru că întotdeauna, în general, producem mai mult că nu știi care e procentul de reușită și atunci când procentul de reușită se duce peste 90% din cât semănăm, avem câteva mii în plus pe care, ați văzut anul trecut, le-am donat celor de la sectorul 5.
Am putea să și vindem din ele, dar nu ne-am propus acolo să facem profit, ci ne-am propus să creștem plante pentru sectorul 3. De altfel, dacă sunteți asociație de proprietari din sectorul 3, putem să vă dăm cu proces verbal. Curtea blocului, cred că se referă. Dar nu trebuie să le plătiți, că vă dăm noi plante și chiar putem să venim să le și plantăm cu condiția că vă ocupați dumneavoastră de mentenanță. Nu e atât de greu să plantezi. Este greu să le asigur, mai ales la copacilor, este greu să le asigur mentenanță primilor 2 ani după transplantare. Ok. Ștefan Andrei întreabă ce putem face să nu mai găsim calea de acces în bloc blocată de mașini. Se pot monta stâlpi? Teoretic, da. Practic arată urât acei stâlpișori și e o dovadă de lipsă de civilizație să vezi acea stâlpi. Ce se poate face în mod concret este să venim să le ridicăm, numai că avem o singură mașină de ridicat, pentru că ce se întâmplă? Că noi de ce am lăsat acele intrări, spații libere? Ca să tragi o mașină de salvare, ca să tragi, dacă ai nevoie să-ți aduci niște bagaje, ai venit, ai tras acolo, ți-ai lăsat bagaje, ți-ai cumpărat mobilă, deci ca să fie acces la scara blocului. Păi dacă punem stâlpișor, nu mai are acces nimeni. Am lăsat acel spațiu, îl rezervăm degeaba, e inutil, dă un aspect urât, chiar mai mult decât atât. Deci, repet, soluția este să știe oricine din sectorul 3 că dacă parchează acolo, rămâne fără mașină, că venim noi și o săltăm, pentru că acel spațiu trebuie să rămână liber. Doar că noi avem o singură mașină de ridicat, nu face față. Am solicitat în Consiliul Sector 3, Consiliul Local, să ne mai aprobe achiziția a două mașini. Nu le-au aprobat până acum, dar să sperăm că acesta, pentru că, după cum vedeți, noi nu exagerăm, adică nu facem un jihad să ridicăm mașini din domeniul public, hinghereală, cum se zicea pe vremuri. Dar este nevoie să imprimăm un anumit respect pentru reglementare și o anumită ordine în sectorul 3, un anumit nivel de civilizație. Cornelia Cristache întreabă pe drumul Gura Caliței pe când o să aibă iluminat stradal. Iluminatul stradal este în atribuția clară a primăriei generale. Chiar și așa, noi am mai făcut și noi, pentru că dacă dânsii își fac treaba așa cum vedem, am ajutat și noi cât am putut de mult. Dar într-adevăr e nevoie acolo de iluminat și ne luăm serios în calcul să montăm niște stâlpi de iluminat pe Gura Caliței. Revenim la reabilitare termică. Dinulescu Erica spune că locuiește pe intrarea Odobești numărul 4 la blocul V10, chiar lângă Park Lake. Spune că blocul nostru e singurul nereabilitat și de ani buni încercăm să fim luați în seamă. Ce putem face? Să faceți dosarul repede din momentul în care apare ghidul. Noi oricum notificăm imediat cum apare ghidul în forma lui funcțională, oficială, și am mari speranțe că dumneavoastră veți fi printre primii care depuneți dosarul la primărie, astfel încât să putem lua finanțare rapid. Maftei Drăghici, ce proiecte aveți pentru zona Victor Brauner? Infrastructură, educație, grădinițe, școli, cluburi sportive, servicii medicale, parcuri? Ce o să faceți în 2022 sau 2023-2024 pentru cetățenii din această zonă? Avem un teren cumpărat chiar pe Victor Brauner, cumpărat de acum vreo 3 ani de zile, chiar mai bine, cu destinația de grădință școală. Dar evident că e cumpărat pe o societate, e cumpărat de către o societate a primăriei sector 3. Acea societate a făcut demersul de a-l dona primăriei sector 3 pentru a construi grădință școală, iar consilierii locali USR-PNL au respins până acum acest proiect. Pur și simplu nu vor să se construiască acolo o grădință și o școală. O spun cu foarte mult regret, primăria nu poate să miște mai departe lucrurile fără aprobarea Consiliului Local, pentru că ar fi ilegal. Tatiana Bărbulescu spune că a spus sau înlocuit bordurile, ați verificat câte rădăcini au fost mutilate, suntem bucuroși că vom putea înlocui copacii?
Nu înțeleg. Au schimbat borduri, da, și s-au mutilat rădăcina copacilor. Unde? Să dea un exemplu. Da, să ne dea un exemplu. Și suntem bucuroși că vom simt așa puțină răutate și eventual vreo aluzie că, vezi, Doamne, ar fi în interesul nostru să schimbăm copaci. Nu, nu e în interesul nostru să schimbăm copaci, de aceea și dăm tratamente de ceva timp. Noi ne ocupăm, chiar dacă nu e treaba noastră, Primăria Generală are în atribuții partea asta de dezinsecție, dezinfecție. Dar noi facem treaba asta de foarte multă vreme pentru că tocmai vrem să salvăm copacii, copacii pe care noi i-am crescut cu multă grijă de la nivel de sămânță. Adică luăm copacul de la sămânță sau copăcel mic și facem ditai copacii pe care îi vedem în imagini și pe care îi vedem permanent în oraș, sunt munca noastră. Ce ne costă? Ne costă niște salarii. Adică oamenii care muncesc să îngrijească acești copaci, că el trebuie stratat, trebuie toaletat, trebuie pliviți și așa mai departe. Tot referitor nu, la... nu mai cumpărăm, nu mai importăm copaci de foarte multă vreme. Cel mai scump copac pe care îl cumpărăm noi astăzi și care sunt cumpărați de la pepinierele de stat, din România în mod evident, sunt undeva la 100 de lei cei mai scumpi. Cei mai mulți sunt la 60-70 de lei. Acei copaci chiar am văzut în imagine cum sunt tei, cum sunt cum e mesteacă și așa mai departe. Referitor la alți copaci, de data asta, Adelina Blaj întreabă ce facem cu duzii care fac mizerie, cad pe mașini, crăci rupte, toată parte. Duzii, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe în oraș. Pomii, cum ar fi dud, corcoduș, sau mai știu și eu, chiar și salcia, nu are ce căuta, nu-i copac urban, n-au ce căuta în oraș. Ramo de Flores, domnul primar, primul venit, primul servit cu privire la nou program de reabilitare, în cazul acesta nu este chiar ok. Deci eu cred că ar trebui să aibă prioritate blocurile rămase nereabilitate, care fac parte din clădire, clădiri reabilitate deja. Se vede super urât. Deci, nu discutăm decât de blocuri nereabilitate. Blocurile care au fost reabilitate nu au nevoie de acest program, pentru că ele sunt deja reabilitate. Se referă la niște scări, probabil, care n-au... Da, și dacă, de exemplu, asociația de proprietari nu își face treaba, noi ce ar trebui? Cei care au muncit și au făcut treaba ar trebui să fie penalizați și să aștepte după cei care nu își fac treaba? Nu, este foarte corect așa. Deci cei care depun dosarul, cei care depun primii dosare vor fi primii serviți, ca să fie treaba clară. De altfel, nu e regula impusă de noi, ci este regulamentul programului. Primii care se prezintă cu proiecte sunt primii care sunt serviți. Cei care vin la urmă, de cele mai multe ori, pierd și finanțarea. De aceea, evident că nu are rost să punem noi alte criterii, pentru că ne-ar duce la lipsă de performanță și la pierderea mulți bani europeni, ceea ce nu ne dorim deloc. Răzvan Botezatu, după ce se depune și se aprobă dosarul de reabilitare și finanțare, propriu-zis, când încep efectiv lucrările? Există un calendar, un program? În mod evident că imediat cum avem dosarul de finanțare, noi chiar dinainte știm că a început deja să parcurgă etape și că a trecut de zona de eligibilitate, chiar înainte să semneze contractul, ne le dăm în lucru. Deci răspunsul este când imediat, chiar înainte să semnăm contract de finanțare, noi suntem deja cu ele în lucru. Pentru că și noi ne dorim să avem cât mai puține, o perioadă cât mai scurtă de pierdere de energie, așa cum se întâmplă astăzi cu blocurile care au rămas încă nereabilitate în sectorul 3 și în întreaga țară. Nicolae Căpușanu spune că firmele de telecomunicații întâmpină de multe ori probleme în livrarea serviciilor de internet și televiziune în blocurile care intră în reabilitare. Spunem noi de o asociație Interlan care dorește să stabilească o întâlnire cu dumneavoastră, domnule primar, pentru a discuta pe baza acestui subiect, reabilitarea blocurilor și prevenirea avariilor în furnizarea serviciilor de internet și televiziune, astfel încât locatarii care intră în reabilitare să-și poată desfășura activitățile online, școala online, muncă la domiciliu, etc. Și ne da aici toate datele, număr de telefon și... dorește să stau fără probleme, dar partea asta de curenți slabi nu prea sunt în atribuțiile noastre. Iar dacă societatea, firma care a câștigat licitația și care se ocupă de reabilitarea termică a afectat rețeaua de distribuție sau de conectare pe partea de curenți slabi, este fix problema dumneavoastră și trebuie să o rezolve.
Deci direct cu firma care se ocupă de lucrare, propriu-zis. Sigur. Dânsii au obligația prin contract să, să nu genereze deranj. Ok. Doru Popescu, blocul din intrarea Bârsei numărul 8, G6, a rămas singurul vartal neanvelopat. Președintele blocului a spus că i s-a cerut șpagă. Vă rog să dispuneți. Mulțumim. De asta există instituții, este obligația legală a celor care află, care, evident că cei care au întâlnit așa ceva au obligația, repet, legală să meargă să sesizeze instituțiile care se ocupă de chestiunea asta, dar și cei care au auzit așa ceva au obligația să anunțe instituțiile. Există parchet, parchetul sector 3, parchetul tribunalului, parchetul curții de apel și așa mai departe, DNA, poliție, faceți sesizare pentru că, repet, este obligație legală. Altfel sunteți în culpă, este infracțiune. Tăinuirea înseamnă complicitate și este infracțiune, pedepsită de codul penal. Ok. Tatiana Bărbulescu spune că îmi doresc din inimă să spălați, dar nu cu mașinuțele care înșiră mizeria. Spune că pute pe Bulevardul Unirii. Își dorește dumneavoastră să fie amplasate niște WC-uri, să nu mai miroasă în ganguri, în sfârșit, diferitor lucruri pe care nu le putem pronunța. Sunt acolo niște toalete, dar din ce am înțeles eu, Primăria Generală n-a mai plătit contractul și de asta toaletele sunt închise. Este atributul Primăriei Generale chestiunea asta cu toaletele. Dar e greu să funcționezi într-un oraș, într-o țară în care unele instituții nu-și fac treaba. E complicat. Tatiana Bărbulescu revine. Știți că la un moment dat a fost o întrebare despre faptul că s-au schimbat niște borduri și s-au afectat niște rădăcini ale copacilor. Da, și a cerut noastră o locație unde spune, zice, în jurul casei de pensii. Că s-au schimbat bordurile și au fost mutilați. Nu. Nu, n-aveau de ce. Pentru că s-a schimbat pur și simplu acea diafragmă. A fost schimbată cu bordura, cu prefabricatele de tip nou, care sunt mai înguste și care lasă spațiu mai mult și copacilor și carosabilului. Deci nu aveau de ce să umble la rădăcină. Mă îndoiesc că s-a întâmplat treaba asta și dacă s-a întâmplat, a fost o eroare absolut nu doar inadmisibile, dar absolut nenecesară. Pentru că, repet, această variantă se și vede din imagini, pentru că acele diafragme pe care le înlocuim acum sunt, de fapt, niște borduri suprabetonate. Că ele erau bordurile acolo, doar că noi le-am făcut o cămașă de beton care arătau foarte rău. Mult mai rău decât diafragmele pe care le schimbăm noi acum. Sper că lucrul ăsta s-a întâmplat sau dacă s-a întâmplat a fost o eroare, o să analizăm și cine-i de vină va fi atenționat să nu se mai întâmple așa ceva. Repet, nu era necesar. Ionuț Costache spune că cei care au depus documentele solicitate pe pagină. O secundă. La casa de pensii e posibil că la un moment dat am corectat noi că era o chestiune anormală, nefirească. Când intri pe Vitan dinspre Goga, la un moment dat spațiul verde avea așa o cucoașă foarte riscant și s-au mai lovit mașini acolo. Acolo când a îndreptat, dacă discutați despre chestiunea asta, e normal că au îndreptat cu rădăcini, cu tot, că nu puteau exista atât cât e zona de suprafață, cât a intrat bordura, că ce e sub bordură nu se pune problema. Dacă discutați de chestiunea asta, e un demers corect și, repet, absolut necesar, pentru că trebuia corectat acea eroare. Era o gâlmă așa ieșită în carosabil, foarte riscantă. Am văzut acolo accidente și mă bucur că s-a îndreptat chestiunea asta. Tot pe problema reabilitării, Ionuț Costache întreabă dacă cei care au depus documentele solicitate pe pagina de web a primăriei trebuie să depună din nou aceleași documente după ce apare ghidul. Cu siguranță, da, pentru că ele trebuie depuse în forma pe care o cere actualul ghid. Fostele ghiduri pe care le-am folosit, Doamne ajută, și care au fost valabile atunci pentru programele respective,
nu mai sunt valabile, nu mai sunt de actualitate. Ele trebuie depuse sub forma solicitată în actualul ghid. Nu o spunem noi, ci ne cer cei de la minister. Altfel nu ne primesc dosarul. Olivia Avramescu, reabilitarea termică, de ce o faceți numai la blocuri? Noi cei de la curte, de ce nu avem dreptul să beneficiem de reabilitare? Am discutat acest subiect. În primul rând că în programul de reabilitare termică intră doar imobile care au fost construite între anii 50 și între anii 90. Tot ce a fost înainte 50 sau după 90 nu pot intra în acest program, ca să fie treaba închisă. 1 și 2. În primul rând, acest program e făcut, mă rog, reabilitarea termică este necesară pentru că trebuie să protejeze structura de rezistență. Am mai spus de atâtea ori. Clima din România, unde te duci de la plus 40 de grade, care pe fațadă se citește plus 60 de grade, nu poți să ții mâna pe fațadă atunci când ai soare toată ziua și ai 40 de grade afară. Așa, deci de la 60 de grade până la minus 20 de grade, câteodată chiar mai mult, și în plus și în minus, deci o diferență de 80 de grade face ca structura să se dilate, să se contracte și apar fisuri. Prin acele fisuri pătrunde apa din ploile acide și afectează structura de rezistență și mai ales armătura, oțelul din structură. Ceea ce face, duce la îmbătrânirea prematură a structurii și nu ne luăm în calcul ca să fie nevoie să consolidăm aceste blocuri. De aceea este mult mai importantă structura de rezistență a unui bloc decât a unei case. Sunt convins că dumneavoastră sunteți perfect de acord cu ce spun eu acum. De aceea noi am stabilit că prioritatea au blocurile, dar legea nu interzice reabilitarea celorlalte clădiri, dar trebuie să existe asociație de proprietari. Deci trebuie să o faceți asociație de proprietari, altfel nu se poate intra în acest program. Iulian Crețu, care e președinte unei asociații de pe Bulevardul 1 Decembrie, reclamă, spune în primul rând că e bucuros că a început anveloparea, dar a început în octombrie și nu s-a făcut nici jumătate. Spune că toate echipele își fac treaba la blocul respectiv, adică MP1, mai puțin subcontractantul de geamuri termopane care ține pe toți pe loc. Ce puteți face? Ce putem face? Ne puteți ajuta? Cei care execută reabilitarea termică în sectorul 3 sunt niște firme care au contract cu noi, cu primăria sector 3. Au niște clauze, au niște termene, au niște obiective pe care trebuie să le respecte. Dacă nu le respecte, să aleg cu penalități din partea noastră a primăriei. Noi nu putem interfera să le organizăm noi cu furnizorul de tâmplărie sau mai știu și ce probleme au dânsii. Dânsii trebuie să-și rezolve propriile probleme și să respecte contractul pe care l-au cu noi. Nicolae Iuriciuc, o întrebare, ce s-a mai stabilit cu plata reabilitării, cu plata pentru reabilitare? De ce blocul nostru 21 de pe Istriei 6 a primit somație de plată și alte blocuri din jur n-au primit? Nu știu cine ce a primit. Noi am intrat în Consiliul Local cu solicitare de a prelungi perioada de grație de la 5 ani la 9 ani, chiar la 10 ani, conform contractului și conform prevederilor, iar cei din Consiliu, majoritatea USR-PNL, au depus amendament, nu doar că au respins prelungirea perioadei de grație, dar au impus prin amendament că vor neapărat să notificăm noi asociațiile de proprietari, repet, au pus în hotărârea de Consiliu să le vă notificăm. Nu e ca și când noi v-am cere vreun ban, ci e ca și când pur și simplu cei care au fost aleși în Consiliul Local pentru a vă reprezenta, vedeți și dumneavoastră, acționează împotriva dorinței și împotriva intereselor celor care i-au votat. O spun cu foarte mult regret, este o realitate recentă a situației din Consiliul Local. Să sperăm că lucrul ăsta se va schimba și sunt premize în care se vede că PNL nu mai este subordonat USR-ului și că începe să acționeze diferit și nu mai stă la remorca USR, adică ce zice USR, să voteze pe bandă rulantă, la comanda USR, chiar și împotriva intereselor, așa cum spuneam, interesele celor care i-au votat să-i trimită în Consiliul Local. Didia Marcel,
Domnul Negoiță, cum s-a putut da în privat drumul public de pe strada Lotrioara? În loc de bandă de circulație, au făcut parcări cu blocatoare. Pe Lotrioara? Da, da. Eu știu că acolo am amenajat noi parcări, dar nu știu ce vrea să spună. Cred că e o suprafață retrocedată, că știu că sectorul 3 nu are blocatoare. A, pe zona retrocedată? Da, da, probabil. Da. Da, ticăloșenile care au fost făcute, mafia retrocedării, nu e prima dată când discutăm acest subiect, o spun cu mult regret, dar care a încetat în 2012, deci chestia asta sunt de prin 2009, 2010, 2011. Este și o întrebare de la George Tudorică pe aceeași temă, dacă mai există informații noi referitoare la acea porțiune din Iore retrocedată de pe Bulevardul. Noi am câștigat-o pe fond. Primăria Generală, acum 2 ani de zile, dacă nu chiar mai bine, a făcut recurs împotriva hotărârii și a susținut în instanță că n-ar trebui, că nu de asta. Și dosarul a fost retrimis pentru a se rejudeca pe fond. După ce am pierdut atâția mari de ani, iată că mai pierdem încă alți ani, repet, cu mult regret, iarăși, o instituție care în mod normal ar trebui să apere interesele cetățenilor, celor mulți, nu mafia retrocedărilor, dar de altfel ce spun eu aici este cât se poate de oficial, cât se poate de public. Este pe, cum îi spune, pe portalul instanței. Bogdan Manta întreabă dacă se pot monta camere de supraveghere, toalete și iluminat public în zona parcurilor de pe strada lungă a cetății. Și camere de supraveghere avem un plan să montăm acolo, chiar dacă e o mică problemă cu conexiunea, dar o rezolvăm. Și toalete, acum fabrica noastră de prefabricate a societății primăriei sector 3, chiar lucrează la un proiect de acest gen, să avem un model de toaletă ecologică, care e o toaletă normală, cu apă legată la canalizare, adică nu toaletă din aia de plastic chimică, foarte urât mirositoare. Dar nu e o chestiune simplă, sperăm ca până în vară să avem ceva. Ok, și iluminat public? Întrebați de iluminat public. Iluminat public, noi am iluminat terenurile, da. Partea sportivă, zona sportivă este iluminată. Cealaltă parte, repet, chiar nu e în regulă să facem noi toată treaba primăriei generale. Chiar nu e în regulă. Dânșii au dita mai bugetul acolo, de 5 ori mai mare decât primăria sector 3. N-ar trebui să se vadă ceva în urma faptului că și dânsii cheltuiesc atât de mulți bani și nu se vede nimic în spate. Chiar, repet, nu este în regulă. Să facem noi tot și ei să nu facă nimic. Andrei întreabă ce facem cu gropile de pe strada Radu Calonfirescu. Ne notăm. Chiar am văzut și eu astăzi niște gropi, e sezon, e primăvară, dar o să facem... Le punem toate echipele în program să în perioada următoare să reparăm toate gropurile pentru că e inadmisibil. Am văzut și eu câteva gropi, nu puține, astăzi că pur și simplu au apărut acum de spre primăvară. Iordache Costică spune, domnule primar, vă rog să luați în calcul că avem nevoie și de altfel de parcări decât cele de reședință. Nu avem unde să parcăm atunci când mergem la o policlinică, spital, creșă, magazin, primărie sau poliție. Toate parcările s-au transformat în parcări de reședință. Nu e normal să găsești sute de locuri goale și să fii nevoit să parchezi pe colțul străzii sau pe trecerea de pietoni, pentru că totul este parcarea de reședință. Dar nu trebuie să parchezi în altă parte dacă vede loc gol chiar parcarea de reședință. Conform regulamentului, puteți parca pe orice loc liber. Ați văzut un loc liber, ați parcat, chiar dacă e de reședință, aveți o singură obligație să lăsați numărul de telefon în parbriz. Lăsați numărul de telefon în geam ca să vă poată apela cel care deține acel loc de parcare. Este simplu, simplu. Da, îmi trimite colega că strada Calonfirescu e în centru vechi, noi facem și Nu. Nu facem. Tot ce e în centru vechi este administrat de Primăria Generală. Și mai mult decât atât, nu asta e problema, că, așa cum spuneam, noi
le facem treaba, dar acolo riscurile sunt foarte mari pentru că e zonă protejată, centru istoric, și trebuie să avize de la Comisia de Cultură, Comisia de Cultură care e tot la Primăria Generală, și dânsii sunt cei care ne fac de cele mai multe ori greutăți, cu dosare penale, cu sesizări, reclamații, amenzi și așa mai departe. Alan întreabă, cum rămâne totuși cu prețul pe parcare de 500 de lei? Rămâne cum a stabilit Consiliul General. Ok. Și vedem aici, mai puțin, că ne cam fugim mie aici. De ce ați făcut așa mare obeliscul de lângă parcul Taylor? Nu știu despre ce vorbește obelisc. Nu știu. S-o referi la, efectiv, la firma, adică efectiv partea aia luminoasă. Noi nu avem niciun, știu exact ce înseamnă obelisc. Noi nu avem niciun obelisc la în parcul Taylor. Gândesc că altceva nu există. Nici acolo. Mic, nici mare, nici atât de mare, nu știu la ce se referă exact. Ok. Și mai avem așa. Numai puțin. Bună seara, când vă faceți timp să vizionați un bloc în curs de reabilitare pe strada Brândușelor, numărul 4, bloc V64, având în vedere că sunt nemulțumiri în rândul proprietarilor vis-a-vis de aceste lucrări, zice Cătălin Costă Chescu. Cu mare drag. E aici, aproape Brândușelor, trecem să-l vedem. Gheorghe Laurențiu, vă mulțumim pentru dovada de inteligență prin care reușiți să atrageți fondurile europene pentru a crea un sector frumos și plăcut la vedere. Dar sunt mulți oameni care doresc cu insistență o mai bună organizare în vederea reciclării, probabil colectării selective, și reducerea poluării. Legat de reciclare, de colectare selectivă, am dorit ca acele coșuri mari, metalice, cu saci în interior, de pe aleile stradale, să fie semnalizat. Unul pentru hârtie, unul pentru plastic și altul pentru gunoi menajer. Vă rugăm să țineți cont de aceste aspecte. Ele sunt semnalate. Deci și pe capac, și jos. Scrie clar. Ăsta e pentru reciclabil. Nu la clopotele acelea, la cele metalice din tablă. Toate sunt. Toate sunt semnale. Toate sunt scrise. Trebuie doar să faci un minim efort și să citești pe clapeta aia, dar sunt și desenate. Adică la care metalice? Că toate sunt metalice și clopotele le avem în imagine. Există scris pe el acolo și arată desenat care este de reciclabil și care este de menajer, de organic. De gunoi stradal obișnuit. La alea cred că se referă. Păi nu, nu. Acolo nu. Saci. Nu, nu, nu. Ah, dar nu, acolo nu, acolo se pune totul. Nu o să găsiți acolo, sau puțin probabil să găsești acolo ciorbă sau știu și eu. Nu, acolo nu putem să punem reciclabil pentru stradal. Reciclabil este pentru menajer. Oricum ele ajung în stație, oricum cele din stradal ajung în stație și se salvează mai mult de 90% din ce e acolo reciclabil, pentru că este necontaminat, este curat. Ales Gabriel spune, faceți odată străzile cu sens unic, se referă la cele care se intersectează cu strada Bărățării, Vărăști și restul. Zice că pe Waze o zi te lasă să intre, alta spune că e sens unic. Ce face Waze-ul, mă depășește. Dar noi chiar am reglementat cu sens unic mai multe străzi de acolo. Alexandra Zmaranda Kriukov spune că în zona Vitan, mai ales mai exact pe fostul teren al ADP, sector 3, este șantier, se lucrează, se asfaltează. Ce urmează să se facă acolo? Terenul de sport. Tenis, fotbal, tenis de câmp, tenis de picior, volei și așa mai departe. Mese de ping-pong, bază sportivă. Ok. Aici doamna Nicoleta Gradea întreabă ce facem că nu are chioșc de abonamente, fiind singur în cartierul Republica. Probabil se referă la STB. Nu ține. Nu-i treabă cu STB-ul. Și Vlad Pipoș, pe drumul Gura Făgetului se pot monta camere video și dacă se poate face ceva cu mașinile care sunt parcate pe stradă, mai ales unele mașini sunt parcate chiar lângă drumul de acces și ieșire din complexul de acolo. Mulțumesc.
Nu putem amenda, deci ca să fie treaba clară, poliția locală nu poate amenda. Singura instituție din această țară care poate amenda parcarea neregulamentară este Poliția Națională. Noi putem să ridicăm și atât. Știu că este neregulă, nu este o normalitate, dar nu am reușit până acum să obținem o reglementare mai bună din partea celor care se ocupă de reglementare, adică Parlamentul și Guvern. Lidia Marcel, în ce stadiu sunt lucrările de la complexul acvatic din Parcul Pantelimon? Ultimul termen era aprilie 2021. Și ultima oară am văzut o postare din partea dumneavoastră că va fi gata la interior la sfârșitul anului 2021. Corect. Trebuia să fie gata. Au fost multe blocaje din partea Consiliului Local care au respins de foarte multe ori hotărâri de achiziție, pentru că societatea noastră care execută, care realizează acest proiect, iată ce imagini frumoase, el este avansat, nu mai este foarte mult, dar, repet, din cauza blocajelor din Consiliul Local, el încă nu este finalizat. Mai mult decât atât, Consiliul Local a schimbat și conducerea acelei societăți care construiește acest parc. Și nu vreau să mai comentez mai mult decât atât. Am speranțe că n-au schimbat conducerea societății doar pentru a bloca proiectul, ci pentru a-l finaliza. Sperăm ca până în vară acest proiect atât de frumos și atât de necesar să fie finalizat. Iată, sus va fi un patinoar mare, cred că e cel mai mare patinoar din România. Este într-adevăr un proiect pe cât de ambițios, pe atât de frumos și necesar. Copiii, toți elevii din sectorul 3 vor avea acces gratuit în acest complex acvatic. Și o clarificare pe tema asta, pe nou program de reabilitare prezentat de dumneavoastră. Emilia Drăgoi spune că locuiește pe strada Mădăraș la numărul 5, o scară de bloc nereabilitată. La întrebarea noastră către administrația blocului cu privire la termenul de până la 1 martie pentru depunerea actelor, aceasta ne-a spus că nu e acesta este termenul. E adevărat? Deci dacă nu este în programul de reabilitare termică, are termen până la 1 martie să intrați în programul de reabilitare termică. Dacă sunteți în programul de reabilitare termică, nu aveți de făcut decât să vă organizați, să vă pregătiți pentru momentul în care va apărea ghidul, astfel încât să știți exact ce aveți de făcut, oamenii să cunoască tot ce au de cunoscut, dezbaterile să fie deja rezolvate, astfel încât să trecem direct la treabă în momentul în care ghidul este oficial, să putem depune rapid. Mariana spune că și-ar dori mai multe limitatoare de viteză pe strada Burluș. A spus că s-a pus unul, dar numai pe mijlocul străzii. Dacă se poate, că sunt foarte multe mașini care trec și copiii care se joacă pe acolo. E de analizat. Așa, Claudiu Octavian Pera, domnule primar, apreciez efortul făcut pentru reabilitarea blocurilor. Din păcate, din ce în ce alte blocuri reabilitate sunt măzgălite, vandalizate. Păcat de efortul depus. Știu că sunt alte lucruri mai importante, dar luați în calcul, prin ADP Sector 3, mentenanța acestora. Da, totuși, mentenanța nu e asociație de proprietari. Da. Așa. Întrebare de la Georgiana Enache, dacă în cartierul Titan, pe strada Gura Putnii, vom avea și noi lumina stradală? Am mai răspuns. Da, e până la urmă... Încercăm, facem și noi cât putem, este atributul expres clar al Primăriei Generale. Mai am și o întrebare și ca cetățean care muncesc în sectorul 3, m-a interesat și pe mine în acest, ca orizont de timp. Ați avut și ați prezentat planuri pentru pasaje rutiere în sectorul 3, pentru chestiuni de infrastructură mare. M-a interesat și pe mine și poate și pe alții care se uită un orizont de timp. Ce se întâmplă? În ce stadiu sunteți cu ele? Când ar putea începe? Cât de frumos ar putea să arate. Acesta este proiectul, randarea proiectului. Da. Cred că ar fi foarte nimerit să facem o dezbatere pe partea de calitatea aerului,
și traficul din București, pentru că sunt foarte dependente unul de celălalt. Uite pasajul de la pasajele de la de aici de la Dristorului și de la Vitan. Da, de-abia aștept să ne apucăm de ele, sperăm să reușim să ne luăm avizele necesare tot de la instituțiile care țin de Primăria Generală. Și acel plan ambițios pe Unirii? Să sperăm. Să sperăm că va fi aprobat de Consiliul Local. Până acum Consiliul Local l-a respins, cred că, de mai mult de 5 ori. Noi l-am tot introdus, am tot încercat. Consiliul Local, majoritatea, e adevărat, la comanda USR, au respins tot. USR, PNL. Și acest proiect major pe Unirii, efectiv, cam cât ar dura? Așa, un orizont de timp. Cât ar dura execuția unei astfel de lucrări? Așa, estimativ. Cu tot la gata, cu parcări, cu tot, dar maxim 2 ani. Maxim 2 ani și jumătate să ne luăm o marjă. Dar ar putea să fie foarte funcțional înainte de un an pe partea de circulație și pe partea de pietonal. Deci deranjul mai puțin de un an. Deranjul e mai puțin de un an, da. După care se va lucra la partea de parcări, care, așa cum se vede în imagine, o parcare de genul ăsta e un avion. Parcarea de la Decebal, de altfel, o lucrare foarte complexă, a durat un an și jumătate. Propriu-zis, foarte complex. Stat pe... Și după aia a mai durat o grămadă de timp până când ne-a luat avizele de la ISU. Dar ea era gata, fără șantier, fără deranj, fără... doar că nu putea fi folosită. Deci fără deranj. Normal că și acolo noi discutăm de perioada de execuție până parcarea va fi finalizată, sau mă rog, lucrarea de la Unirii va fi finalizată. După care perioada de avizare va mai dura probabil câteva luni de zile, jumătate de an. Mulțumim pentru toate răspunsurile. Mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi și în această seară. Și vă așteptăm cu mult drag și cu interes data viitoare. O seară plăcută vă dorim tuturor. Data viitoare o vom anunța pe Facebook. Până atunci, toate bune!